Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a știrilor Wheel TV, emisiunea în care la final de săptămână analizăm cele mai importante evenimente ale acesteia. Săptămâna aceasta a început cu un eveniment tragic care a îngrozit Ploieștiul. Este vorba despre o crimă produsă în zona de vest a orașului. Nu o să intrăm în detalii pentru că deja vă sunt prea bine cunoscute. Vrem însă să aflăm cum se poate ajunge la astfel de tragedii și ce s-ar fi putut face eventual pentru a o preveni. Alături de mine pentru a discuta despre acest subiect extrem de dureros și de important, dramatic, se află colonelul în rezervă Andrei Banu, unul dintre cei mai apreciați polițiști din Prahova. Bine ați venit la Wheel TV. Foști. Un polițist, cred că rămâne polițist și după ce figurează drept pensionat. Presupun că vă interesează tot timpul. Ce se întâmplă în preajmă și să analizați cu ochiul specialistului? Măcar că visesc că mai e și mă interesează foarte mult mecanismele. De ce s-a ajuns aici? Pentru că asta e cel mai important. De ce s-a ajuns aici? Și a doua mare întrebare vis-a-vis de acest caz, care se constituie un pretext de discuție, nu vreau să intru în amănunte pentru că e dureros pentru toată lumea. Dacă putea fi prevenit. Așa, cele două. Asta e cel mai important. Și ce învățăminte am putea trage din ceea ce s-a întâmplat? Sigur, exact. Și cum putem implica mai mult autorități, inclusiv la presa, de exemplu, puteți face, de exemplu, un studiu de caz aici, jurnalistic, o investigație jurnalistică, începând de la căsătorie, evoluție sau involuția relațiilor în cuplu, deznodământul. Uite, vă dau o provocare. Faceți un jurnalist de investigație, faceți acest studiu de caz. Vorbim așadar despre un soț gelos care își ucide cu mai multe lovituri de cuțit soția. În urmă rămân doi copii și o dramă care va marca întreaga familie și evident și pe toți cei din preajma acestora, pentru că victimele sunt nenumărate în contextul ăsta, îmi spuneați. Nimeni din cei implicați, mai mult sau mai puțin, nu poate să nu rămână marcat de un asemenea eveniment. În special copiii care rămân cu niște amintiri recurente în psihologie, cum se zice, în sensul că ei s-ar putea să țină la tată, cele două fetițe, sau chiar dacă nu odată ce cresc, simt descendența. Și aici e marea dramă pentru copii în special. Copii fără mamă crescuți, relații părinți, vă dați seama ce dramă e. Legat de acest cuplu, în special de gelozie, că acesta a fost motivul, crimele acestea, omorurile comise din gelozie, sau crima pasională, cum se spune, mai bombastic așa, este mai literar, așa, mai literar și în filme și în literatură, studii întregi, sunt crime foarte, foarte dure, foarte violente, metode și mijloace, nici nu îți dai până cap ce se pot întâmpla în asemenea situații, locuri, mesajul care vrea să-l transmită, autorul foarte rar disimulează această infracțiune sau pasează practic responsabilitatea pe alt autor, recunoaște imediat, se prezintă de multe ori la poliție sau de telefonic în cazul de față, de exemplu. El rămâne practic obsedat, nu realizează în prima instanță ce s-a întâmplat și până la urmă deznodământul s-a produs. Am o definiție foarte interesantă a geloziei, pentru că asta e boală grea de tot, să știți. Gelozia deja e la limită între psihic și între normal și între anormal. E un scriitor german, Iacob Wasserman, cazul Maurițiu, care am găsit o definiție extraordinară, completată cu altcineva. Gelozia, o boală iremediabilă, un cancer al sufletului, împotriva căruia nu există lege, leac, nu există medic, nu există ameliorare, ea înghite cu lăcomie toate zvonurile, suspiciunile. Și mai departe, se hrănește cu îndoiel și se preschimbă în furie sau se stinge când ele devin certitudini. Extraordinar. E foarte drastică afirmația. Da. Chiar nu există leac. De un scriitor cu mare factură psihologică, toate romanele lui, și în care se pare că are foarte, foarte mare dreptate. Da, spuneam că e foarte drastică, dar chiar are dreptate, nu există leac pentru gelozie. Vedeți, e greu într-un cuplu această gelozie, că de gelozie vorbim și de crima sa pasională, nu știu unde începe, unde se termină, Nu știu unde începe. Dreiser, un scriitor american, tragedia americană, cel spunea că gelozia începe cu dragostea, totdeauna cu dragostea, dar nu se sfârșește totdeauna cu ea. Deci, cu alte cuvinte, e legată una de cealaltă și aici avem un paradox în acest cuplu, care poate fi disecat pe trei palieri, trei situații de discuție. În primul rând, e un cuplu acesta preinfracțural în care ei se cunosc de la început, se suportă, trăiesc împreună și parcă se invită să se omoare unul pe altul. Și aici intervin celelalte instituții, autorități cu
atribuții de prevenire. De tema, aici de vorbiți de cuplurile unde există probleme, cuplu, da? Unde familie sunt divergențe, sau cupluri, cupluri, sigur. Pentru că acest conflict familial are câteva niveluri de evoluție, de dezvoltare, are o dinamică, deci nu se produce de azi pe mâine. În al doilea rând... Adică sunt niște acumulări care la un moment dat, sigur, culminează cu... Sigur, cu alcoolismul, cu droguri, de... exact. Sau comportamentul activat al victimei, că și asta un mare rol, deci... Adică la o discuție de aceasta care e cotidiană, să zic, ajunge un picătură ca să umple paharul și să ajungă la această violență, această suprimare a vieții. Al doilea rând, în acest cuplu, foarte interesant, victima se transformă în autor. Pentru că victima, fiind persoana agresată, peste 92% din victime sunt femei, că sunt și mai slabe psihic și ăsta e statutul femeii, între ghilimele vorbesc, ea devine autor, victima, da? Sau torționar, cum ar veni, în acest cuplu, deci legat de relația autor-victimă. Și de asemenea aici e cu acest comportament ambivalent, dragoste-ură, ură-dragoste, adică practic ești celarea acestea a eu-ului, autorului, ca să domine persoana cu care conviețuiește, cu care are relații și care se sfârșește până la urmă dramatic, tragic. Așadar, de la prea multă dragoste se poate ajunge, exact, la, sigur, sigur, la situații, da, dintre, da, acestea. Literatura clasică e plină, mari scriitori au fost și mari psihologi, Tolstoi, Dostoievski, nu mai vorbesc, mulți, mulți. Sigur, probleme există în toate familiile, sau, da, în foarte multe familii. Rare ori însă sunt excepții aceste situații în care se ajunge la gesturi, da, atât, da, de, da, de dramatice. Da, eu vreo 10 ani, așa 10-12 ani, o medie, nu în toată cariera, cam 8-10 cazuri am avut în ploiești și în județ, în Prahova. Așadar, n-ați avut foarte multe situații. Nu, 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 și tocmai de aceea vă spun că sunt foarte rare, șochează și comunitatea are toată dreptatea ca să fie șocată și să se întrebe de ce s-a ajuns aici, ce s-a făcut. Avem o lege 217-2003, modificat și completat de legea 25-2007, pentru protecția victimelor, dar și a agresorului, în care sunt prevăzute foarte multe atribuții legate de categorie de violență, de așa verbală, fizică, sexuală, economică, spirituală, toate categorii, instituțiile care sunt abilitate, categorii de centre de urgență, de primire, de recuperări, de asistență, atribuțiile care sunt prevăzute și foarte, foarte important, prevede acolo ordinul de protecție. Se apelează extraordinar de puțin. E un instrument foarte, foarte la îndemână, instanțele sunt foarte receptive. Și rețin într-o statistică de anul trecut, pe primele 9 luni, 2013, au fost reclamate 139.000 de cazuri la 112 la telefon, din 91% din femei, cele care au dat telefon. Ceea ce confirmă ce ne spuneați mai devreme, că ele, din păcate, sunt de, exact, cele mai multe ori victime, au statutul ăsta. În 2400 de cazuri s-a solicitat și obținut în regim de urgență ordin de protecție. Cele mai multe au fost în București, 245 de ordine, Prahova, al cincelea județ, cu 128 de cazuri de protecție. Deci o medie făcând la o femeie la 60, o persoană la 60, una din 60 de persoane a solicitat și a cerut ordin de protecție. Concluzia care o trag eu din această scurtă statistică e faptul că nu se cunoaște acest instrument. Această metodă extraordinar de bună. Pentru că ordin de protecție prevede să nu te apropii, să nu vorbești, să foarte, foarte multe. Deci trebuie o campanie. Și de... prea puțină femeie apelează, exact, la acest instrument. Probabil și atunci că... continuă să locuiască în aceeași, exact, casă cu soțul care le agresează sau cu partenerul. Se invită unul pe altul. De asemenea, avem mediere. Avem instituția medierii, în care în asemenea situații trebuie să acționeze extraordinar mult. Practic avem foarte mult de făcut în acest domeniu. Îmi spuneați că în cazul acesta de la care am plecat, da, da, și am convenit amândoi drept pretext. Pretext. Dar spuneați că în cazul acesta existau indicii că sunt probleme acolo. Până și cei din preajmă, vecinii, știau de scandaluri, da, care... Da, din câte am citit și am văzut, exista o stare conflictuală latentă, era o stare tolerată, o stare care s-a accentuat pe parcurs și care a ajuns la acest dezordon. Nu doresc să intru în amănunte. Cunosc foarte multe, că m-am discutat și cu câțiva colegi, însă e durerea prea mare ca să revin asupra ei. Da? Cam asta e. Care ar fi însă atitudinea corectă pe care să o adopte cineva în momentul în care are cunoștință despre astfel de situații? Pe de o parte, ce implicați direct? Ce poate face victima și ce ar trebui chiar să facă, nu că poate, dar chiar ar trebui să facă pentru a evita un deznodământ dintre acesta, și ce pot face cei care au cunoștință de, deci, de situație, vecini și așa mai departe. Da, cam o desezare foarte simplu, partea vătămată, deci partea care e afectată de această violență sub toate aspectele care se poate manifesta, vecinii,
O persoană nu trăiește în pădure, trăiește la un bloc, pe scară, cu șef de scară, cu colegi, cu prieteni, colegii de servici de muncă care poate să informeze, să-i zare din oficiu făcută de polițistul de proximitate sau șeful de post, dacă este la postul de poliție. Presa, mass media, absolut tot. Toate problemele să... Nu știu, e ceva care caut să descifrez și să înțeleg și nu am reușit până acum. De ce lumea nu știe acest element, cum să zic eu, la îndemână, această ofertă făcută de lege, care e în favoarea ei, persoanei vătămate. Și am ajuns la concluzia că nu se cunoaște legea. Cei care trebuie să facă acest lucru, se discută la diferite nivele, prin tot felul de mecanisme, organizați ONG-uri, tot ce trebuie, practic, cred că se limitează foarte, foarte pe scurt la numai o comunicare, să facă consfătuiri, să facă dezbateri. De exemplu, aici la emisiunea noastră ar putea să chemați 10-15 persoane și din femei care au posibilitatea și au puterea să vină să susțină. Care au curajul să iasă în față. Și are foarte interesant, care nu se știe și eu n-am reușit să aflu până acum, cu toate că m-am informat foarte mult, finalitatea. Stare curioasă din cele 139.000 de cazuri semnalate, 2400 ori din judecă, ca finalitate. Câte s-au rezolvat, câte nu, câte au ajuns, adică foarte interesant. Altfel n-ai cum să faci o prognoză, un studiu. Și să vezi și pașii pe care se urmesc, da, ca să găsești soluții la problemă. Asta nu-i treaba poliției. Poliția are un segment foarte puțin. Parchetul, practic, procurorul se ocupă, 189, 199, cod penal, care are competență. Foarte multe organe, organisme care au bani pe treaba asta. Vorbeați mai devreme despre paradoxul ăsta, că oamenii ăștia să-și iubesc, să-și urăsc în același exact, timp. Da. Comportamentul ambivalent. Vi s-a întâmplat, presupun că ați asistat și la situații în care oamenii au depus plângeri și apoi au venit și l-au retras. Aici intervine a patra măsură, tot ca o analiză, intervine sentimentul acesta de culpabilitate, cel puțin morală, al lucrătorului instituției, funcționarului public care primește o reclamație sau care are la cunoștință și care a făcut sau n-a făcut ceea ce trebuie și s-a ajuns unde s-a ajuns, sau culpabilitatea instituțională. Adică cel puțin morală tu trebuie să o ai pentru faptul că puteai să salvezi o viață sau să diminuezi efectul. E foarte dureros asta și dacă îți faci așa un proces de interior, de conștiință, o să vezi că puteai să faci mult și m-am lovit în situația mea de un caz dureros în care datorită unui ofițer a pus telefonul furcă, înainte nu erau mobile, nu erau tot, a dormit o oră jumătate, s-a sunat nebunii la poliție, suna numai telefonul ocupat și s-a ajuns la o dramă groaznică, 3 persoane. Astea nu le poți uita niciodată. Culpabilitatea asta, care trebuie, cel puțin asta morală, trebuie să te apese toată viața, dacă ai greșit și n-ai intervenit când trebuie să salvezi pe cineva. Vorbiți acum despre rolul pe care toate instituțiile statului le-au în prevenirea acestor... Poliția are un rol destul de foarte important, dar destul de limitat pe lângă celelalte instituții care sunt. Ministerul Sănătății, Direcția Copiilor, Ministerul Muncii, deci sunt mult, mult. Am să vă rog să ne vorbiți și despre ce îl așteaptă pe autorul crimei în momentul de față. În codul penal, în 188, fost 174, 175, 176, omorul simplu calificat deosebit de grav, acum sunt cele două articole, 188 și 189, e pedeapsa 10-20 de ani sau 15-25 și pedeapsa pe viață, la care, conform 199 cod penal, infracțiunea săvârșită asupra unui membru al familiei se mai adaugă o pătrime la limite și maxime. Deci, cam aici. Acum, vedeți aici, sunt și circunstanțe atenuante. Circunstanțe agravante, circunstanțe reale, personale. Totul trebuie luat într-un context și analizate fiecare, pentru că e greu să te pronunți. Atât prevede legea și aici se poate merge în sus, în jos, în funcție de situația existentă. Tot din experiența dumneavoastră, o persoană care comite o astfel de da, crimă îngrozitoare, după ce iese din penitenciar, dacă nu-i condamna pe viață, și probabil că nu va fi condamnat pe viață, se mai poate integra vreodată în societate? Teoretic, da. Teoretic... Dom'le, e greu. Ieri citeam un studiu, în România sunt 33.000 de deținuți. 33.000 de deținuți la o populație activă în România de vreo 17-18 milioane. O rată enorm de mare, care ne situează destul de sus în frunte. Sunt 40 de penitenciare în toată țara, cu locuri total insuficiente și condiții, și în asemenea situații e foarte greu ca să ieși ceea ce doresc să ieși.
Întrebarea retorică ar putea să fie: bine, domnule, un om cu studiu, un inginer care a comis o crimă și el nu e infractor pe drept comun, adică e infractor de drept, dar nu infracțiuni repetate, spărgător, însă mediu, stând acolo în contact, în ineficiența mijloacelor de reeducare, de, știu, de reintegrare, reinserție, post-executorie, e destul de riscant să fac o afirmație că iese reeducat. Ceea ce face cu atât mai dramatică situația, exact, pentru că sunt cei doi copii la mijloc care vor avea de suferit, copiii vor fi traumatizați. Copiii cresc, precis să ducă să-și vadă tatăl la vorbitoare, mă cert, nu acum, peste câțiva ani, fără nicio problemă, pentru că e tatăl lor până la urmă. Chiar faptul că e această situație, eu am nevoie de foarte multă consiliere psihologică, de foarte multă... Noi suntem foarte deficitari la... Știți de ce? Că noi românii rămânem cu aceeași, las că merge și așa. Și de 20 de ani tot zicem așa, căutăm să schimbăm instituții, sistemul instituțional, sistemul... pentru că, domne, omul, cetățeanul, victima, nu cerșește, domnule, el are un drept. Statul e obligat în instituții ca să-i asigure acest drept. Siguranța să-i asigure. Deci nu cerșește, nu e nicio obligație, eu am acest drept. Mai ales că legea 217 prevede că și agresorul într-un cuplu familiar are acest drept să fie consiliat ca să renunțe la agresivitate. E un drept, domnule. Pentru asta s-a luptat, pentru asta s-a ajuns societatea aici. Care ar fi soluțiile pe care le vedeți pe termen scurt? Că pe termen lung presupun că sunt strategii și... Soluțiile pe termen scurt, polițienește, așa, milițienește, să mai exprim, să mai vestim puțin atmosfera, monitorizarea lor, adică prima dată identificarea, până toate mijloacele, toate căile, vecini, reclamații... Orice fel de sesizare trebuie ținut cont de ea și trebuie verificată. Sau chiar dat undeva, domnule, toate centralizate. Dar fac față autoritățile, că și asta e o problemă, și în ceea ce privește pe poliții și în ceea ce sunt suficienți oameni ca să... Dar nu vin toate la poliție, că sunt stări conflictoare care aparțin, de exemplu, comportamentul băncii față de copil, dar este a copilului care... E adevărat că există o linie telefonică. Da, afară de 112 care e sufocat, trebuie o centralizare, o identificare a lor și până distribuite pe sistem, pe rețele, monitorizarea lor, controlul lor, văzut, evoluează situația, modul de rezolvare acestor conflicte, pentru că aceste conflicte, bănuieli, suspiciuni, în special la gelozie, când devin certitudini, conflictul se stompează, se termină, fie prin divorț, fie prin omor. Deci asta te macină într-o crimă pasională și într-o gelozie. Nesiguranța. Spionajul. Sigur, exact. E, nu e, are, mai ales la infidelitate. E, nu e. Și când ajungi la certitudine, atunci, practic, ai cele două soluții. Asta e toată drama care o trăiește acest individ. An de zile. An de zile care adună, face, spionează, interceptează. Și asta, practic, macină și victima, termină și tot anturajul, toată familia. Deci, e boală grasă, domn. Așadar, pledați pentru o implicare mai activă a instituțiilor statului pe de-o parte și a cetățenilor. Implicație mai activă în sensul să respecte ceea ce, să execute ceea ce se spune în toate legile care adică sunt. Să-și îndeplinească atribuțiile. Exact. Tot propun acest cuplu familiar, aceste incidente sunt așa zisele complexe psihologice, foarte interesante. Complexe care s-au luat numele de la vechi personaje mitologice, mitologia greacă în special sau alte persoane din legendă. Avem complexul Oedip, sau Electra la fete, dacă e față de sex opus, finalitatea lui Oreste, ucide mama, complexul Medea, complexul Cain, complexul Vasimodo, Zigmund, foarte frumos de povestit, complexul despre superioritate, de sevraj, de izolarea copilului, care toate duc la aceste deznodăminte nefericite. Cu siguranță vom mai avea ocazia să vorbim despre... Îmi pare rău că e timpul atât de scurt, că e un domeniu extraordinar de interesant. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ați împărtășit și vă aștept și în alte împrejurări pentru a discuta, poate și despre subiecte mai plăcute. Un subiect plăcut le propun telespectatorilor în minutele imediat următoare. Luăm o scurtă pauză și apoi ne întoarcem aici în platoul emisiunii. Mulțumesc încă o dată.
Stimați telespectatori, revenim în platoul știrilor Wild TV pentru a vorbi despre un eveniment care va avea loc săptămâna viitoare și este extrem de interesant. Un eveniment devenit deja o tradiție, se află la ediția cu numărul 19. Despre ce este vorba aflăm de la invitații mei. Este vorba despre doamna Camelia Baciu, directorul fermei pentru copii din cadrul organizației umanitare Concordia. Bine ați venit la Wild TV! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație! Și de asemenea se află alături de noi în platoul știrilor Wild TV unul dintre tinerii beneficiari ai servicii lor oferite de Organizația Umanitară Concordia, Bebe Emanuel, bine ai venit la noi! Spuneți-ne mai multe, în primul rând, despre Organizația Umanitară Concordia, care împlinește aproape 20 de ani de când funcționează și care asigura servicii sociale pentru sute mii de tineri în această perioadă. Mulți dintre telespectatorii noștri știu cu ce se ocupă Concordia, dar pentru acei câțiva care vor să afle mai multe, vă rog să ne oferiți niște detalii. Organizația Umanitară Concordia a luat naștere în anul 1991, este fondată de un preot catolic iezuit. În prezent ocrotește peste 400 de tineri, copii și tineri, în România, dar organizația noastră dezvoltă proiecte atât în România cât și în Moldova și în Austria. Este o organizație internațională. În România, proiectele se desfășoară în Prahova și în București. În prezent, copiii noștri locuiesc în case de tip familial, unde educatorii împreună cu copiii fac toate activitățile, se joacă împreună, gătesc împreună. Cine sunt acești copii care beneficiază de serviciile dumneavoastră? Sunt copii fie fără părinți sau care provin din familii cu probleme? Sunt copii aflați în situație de risc care prin intermediul Direcției pentru Protecția, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ajung în casele noastre, ei neputând să rămână în familie din cauza situației familiale și care beneficiază de serviciile oferite de organizația noastră. Împreună cu colegii mei suntem în jur aproape 200 de angajați. Care vă ocupați de cei 400 de tineri în momentul de față. Exact. Câte centre funcționează în Prahova? În prezent avem 4 case de tip familial. În Aricești Racteovan este ferma pentru copii pe care o coordonez. În Ploiești se află Orașul Copiilor, un proiect care găzduiește 84 de copii și tineri. Mai există Casa Austria, care găzduiește un număr de 20 de copii și tineri, și Casa Eva. Casa Eva este un proiect pe care noi îl dorim să desfășoare activități, în special pentru adolescenți. El, practic, în cadrul lui, personalul desfășoară activități pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Astfel încât copiii, în momentul în care devin maturi, mă rog, devin majori, să fie pregătiți pentru a se descurca pe cont propriu. Să reușească să aibă un loc de muncă, să se integreze în societate, că de fapt ăsta este și scopul muncii noastre. În afară de Prahova, vă spuneam că mai avem și proiecte în București, avem un adăpost de noapte pentru tineri și apartamente sociale, atât în București cât și în Prahova. Practic, Concordia dezvoltă servicii sociale în 6 pași. Vorbim de această asistență stradală, tinerii care au stat pe stradă, care au consumat droguri și care își doresc să schimbe viața, vin la acest adăpost și primesc o masă caldă, haine curate și sunt alături de ei colegii noștri care îi ajută să se schimbe. Pasul următor ar fi casele noastre pentru copii și tineri, casele de tip familial, pentru că tinerii noștri au nevoie și de calificare. Pasul următor reprezintă școala Concordia. În cadrul școlii, tinerii noștri reușesc, cei care își doresc, practic, da, pot opta pentru anumite meserii. Ospătar, bucătar, horticultor, tâmplar și
și la finalul cursului primesc diplome acreditate și șansa de a se integra pe piața muncii. Foarte important în Școala Concordia este faptul că ei beneficiază de parte practică, au șansa de a face cât mai multă practică, atât în brotăria noastră, în brotăria Concordia, cât și în atelierele noastre. Cei care vor să devină tâmplari, fac parte în practică în tâmplărie și învață propriu-zis să lucreze. Brotărie care, de exemplu, Janssen s-a transformat într-un exemplu de afacere de succes, devenind la un moment dat chiar profitabilă. Și, evident, o metodă binevenită de a pregăti pe cei mici, pe cei tineri, pentru viața reală, exact, pentru ceea ce așteaptă după ce devin majori. Emanuel, înțeleg că ești unul dintre veteranii de la Concordia, că ești acolo încă de când aveai 5 ani. Da. Și astăzi ești major sau în pragul majoratului? Major. Pentru tine Concordia înseamnă acasă, înțeleg, nu? Casa mea. E casa ta. Cei de acolo sunt frații tăi sau părinții tăi? Frații și părinții mei. Frații și părinții tăi. Ai învățat o mulțime de lucruri acolo, ai avut ocazia să descoperi și cât de talentat ești, pentru că ai talent la muzică, am aflat. Da. Nu întâmplător ai fost și la o emisiune care se cheamă România au talent, acolo unde ai impresionat pe cei din juriu. Da. Ai fost și la spectacolul pe care Will TV l-a organizat în decembrie la Ploiești și îți mulțumim încă o dată pentru că ai fost prezent acolo pe scenă și ne-ai încântat pe noi și pe telespectatorii noștri care au venit să asiste la spectacol. Acum însă pui la cale încă un spectacol. Este vorba despre acel eveniment la care ne referam în debutul emisiunii, Festivalul Visul de Vară. Visul nostru de vară. Care se întâmplă în fiecare vară. La sfârșitul lunii august, în ultima sâmbătă din luna august, de 19 ani, este a 19-a ediție. Ediția Visului nostru este momentul bucuriei, bucuria reîntâlnirii cu prietenii noștri, binefăcătorii noștri, și autorități, și vecini, și colegi, și prieteni pe care noi invităm în familia Concordia să petreacă o zi minunată. Este o zi în care ne reîntâlnim foarte multe persoane, sunt și copii care acum sunt adulți, cu și familiile care lor și care vin să vă revadă, să se revadă cu colegii. Cu mare, mare plăcere și pentru noi este o mare bucurie să îi putem vedea realizați. Este un moment în care încercăm prin toate activitățile pe care le desfășurăm să fie o zi specială. Avem câteva imagini de la o astfel de ediție a festivalului Vis de Vară. Este vorba despre imagini de la ediția de anul trecut, cred. Colegii mei deja au inserat aceste imagini și putem comenta și pe marginea lor. Emanuel, ce pregăti pentru anul ăsta? Aici o să vedem ce s-a întâmplat anul trecut și cred că te și vedem prin câteva fotografii. Omniprezent, pentru că faci parte din vreo două formații. Spune-ne mai multe despre ce ai pregătit. Anul ăsta am pregătit cu formația noastră, Big Band. Cum anul trecut am avut un moment muzical, o poveste. Iar anul ăsta o să facem cu copiii, cu frații noștri mai mici, cum ne spunem, o să avem tot un moment muzical făcut de noi. Pregătit de la un cap la altul de către voi, da? Și un alt moment pregătit de domnii noștri profesori, care ne-au ajutat. Cu ajutorul profesorilor. Mergem acum mai mult pe poveste. Da? Pe mai multe genuri de muzică în care învățăm să ne maturizăm. Aș vrea să spun că anul trecut tema visului a fost Țara Concordia, anul acesta este voluntar în Țara Concordia. Pentru noi, anul 2014 este anul voluntariatului, în care noi, angajații, ne propunem să facem mai mult pentru copiii noștri decât făceam până acum. Încă și mai mult decât până acum. Exact, și mai mult. Despre Vis de Vară, așa ca și repere, aș vrea să știți că undeva la 2:30 este deschiderea, fiecare proiect, un copil din fiecare proiect vă va spune care este visul casei,
în anul acesta. Apoi toți vom merge în sala Olimpia, unde ne vom bucura de momentele pregătite de copii, cu sprijinul profesorilor, e adevărat. Următorul moment este cel al jocurilor și atelierelor. Toți invitații vor participa la, vedeți în imagine, escaladă, avem ateliere de ciclism, ateliere de pictură pe față, coafiură. Câte ceva pentru fiecare, de la cei mai mici până la cei mai mari, pentru că acolo sunteți o familie cu copii de toate vârstele. Da, pentru copii mici sunt ateliere speciale, pentru cei mai mari, la fel, lucru manual, după cum se vede. Bineînțeles că avem și masă, de la ora 18 este cina. După masă este un spectacol în aer liber, pregătit de copiii noștri. Ce spunea Emanuel, sunt momente alese de copii, dansuri, cântece, prin care ei reușesc de fiecare dată să ne facă mândri și cu talentele lor. Și bineînțeles discoteca și focul de tabără, nelipsitul focul de tabără. Care încununează cumva ziua aceea minunată. Da. De altfel, imaginile pe care le vedem surprind foarte bine atmosfera care domnește acolo de fiecare dată la festivalul Vis de Vară. E multă, multă bucurie. Copiii noștri, pe echipul celor de acolo. Văd, Emanuel, că tu aștepți deja cu nerăbdare de ediția de anul ăsta și reacția probabil a colegilor tăi. M-am uitat și parcă mă văd, iau și pe ediție care o prind eu, la vârsta de 5 ani, primisem 6 ani și am fost costumați în povești, în costume. În personaje de poveste, da. Și mă uit acum cât de mare m-am crescut și ce am ajuns să construiesc, să fac împreună cu colegii mei și nu îmi vine să cred. Și cum a trecut timpul, da? Cât ai îmbătrânit. Nu, cert e că... Este un model pentru copiii mai mici. Cum se spune prima oară, când am auzit, astăzi este visul de vară. Și eu am întrebat, mami, cine visează? Ce visează? Și după aia mi-am dat seama că visul de vară înseamnă că în ziua aia că a fost ca o poveste, ca un vis. M-am simțit... Practic visăm la vara ce a trecut. Da. Și sigur că v-ați o mulțime de alte vise pe care să le împliniți în perioada următoare. Da. Și, care da. E visul tău, Emanuel? Visul meu e să... să fac ceva cu viitorul meu, să fiu cineva și să-mi termin o școală, că este cel mai important, și să fac muzică, să trăiesc pentru ceea ce îmi place. Ai avut ocazia așadar să descoperi aici ceea ce îți place cu adevărat să faci și ești hotărât să mergi pe drumul ăsta. Noi nu putem decât să-ți ținem pumnii și suntem siguri că o să reușești, pentru că sunt sigur că ai învățat și cum se face treaba serios acolo. Astea sunt până la urmă valorile pe care le insuflați celor exact, care, asta spuneam, că cu care lucrați zi de zi. Și practic facem tot ceea ce se face în orice familie. Părinții sunt alături de copii și îi sprijină să-și dezvolte talentele, abilitățile, pentru ca mai târziu să poată pleca singur și să se descurce în societate. Concordia e familia mea și a noastră. Și pot spune că eu cred că cei care suntem acolo, frații și surori și cei care suntem, eu cred că suntem acolo că Dumnezeu ne-a ales. Pentru că noi putem face o echipă. Și stăteam și mă gândeam și vorbeam cu colegii mei de formație, noi am fost făcuți să cântăm împreună. Asta ne-a fost scris. Și asta e familia noastră. Și cu ea ne mândrim. Aș vrea să spun că copiii noștri participă la foarte multe activități extrașcolare. Vorbim de muzică, dar fac și cursuri de karate, pictură, activități sportive. La noi, la fermă, există un atelier de artă unde ei își pot exprima creativitatea. În timpul vacanțelor merg în tabere prin țară. Merg în tabere, exact, excursii. Aceste activități îi ajută foarte mult pe noi împreună să găsim pentru fiecare copil, să-l ajutăm să-și găsească drumul, de fapt. El este foarte talentat la muzică și și-a găsit... Manuel, vrei să mai spui ceva? Vreau să spun că fiecare dintre noi la visul de vară, cum spunem, fiecare dintre noi
mai ales că nu este mai mari. Ne-am propus și e și mamei aici, că trebuia să fie o surpriză. După spectacol să spunem o dorință de-a noastră pentru a lăsa ceva în urma noastră. Adică, bun, am trăit aici, am avut o copilărie frumoasă și așa, dar ce am lăsat în urma mea? Asta contează foarte mult. Ce las în urma mea? Ce le las fraților mei și ce învăț eu pe ei? Ce le arăt eu? Adică ai primit ceva și simți nevoia, da, ca la rândul tău să dăruiești ceva, să lași acolo. Cel mai important e că relația asta o să rămână, sunt convins de asta. Chiar dacă o să plecați, fiecare o să-și găsească rostul în viață, de fiecare dată când vă veți gândi la cei de la Concordia, vă veți gândi ca la frații, la surorile sau la părinții voștri. Și asta contează cel mai mult și pentru dumneavoastră, cei care lucrați cu ei și mai ales pentru ei. Drept dovadă că vă spun mami și țin la dumneavoastră ca la o mamă adevărată, ceea ce ați și fost fiecare dintre dumneavoastră acolo. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Mi-ar fi plăcut să stăm mai mult de vorbă, dar sunt sigur că vor mai fi ocazii să discutăm despre ce se întâmplă în organizația umanitară Concordia, în casele de acolo și mai ales cu copiii aceștia minunați și cu șansele pe care le oferiți lor. Vă ținem pumnii, sigur o să iasă foarte frumos și la ediția aceasta cu numărul 19 a Festivalului Vis de Vară. Așteptăm cu nerăbdare și edițiile viitoare. Toate cele bune vă doresc. Dragi telespectatori, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu un subiect cel puțin la fel de interesant aici la știrile UIL TV. Stimați telespectatori, în ultima parte a emisiunii vorbim evident și despre sport. Sigur că ne-ar fi făcut mare plăcere să vorbim despre victoria Petrolului împotriva formației Dinamo Zagreb, dar n-a fost să fie, pentru că, după cum știți, curații s-au impus aici la Ploiești cu scorul de 3-1. Slavă Domnului, însă există și alte sporturi. De sporturile nu încep cu fotbalul și nu se termină cu acesta. Există un sport încă și mai popular decât fotbalul, mă refer la table, pe care nu e așa un sport pe care îl practică toată lumea. Se practică la nivel oficial și profesionist de ani buni și avem și o Federație Română de Table. Președintele acestei federații, domnul Liviu Radu, se află alături de noi. Bună ziua și bine ați revenit la UIL TV. Bună ziua, bine v-am găsit. Ați venit ca de fiecare dată cu vești bune, cu informații despre o competiție de table care are loc chiar în acest weekend, astăzi și mâine la Ploiești, în centrul orașului, în parcul de la halele centrale. Ce ne puteți spune despre competiția asta? Vreau să vă spun în preambul că noi avem campion de țară, de județ, de municipiu, de stradă, de bloc, de scară și mai e ceva? Probabil că de apartament. Trebuie să fie un campion și la nivel de apartament. Da, da. Nu, de etaj. De etaj. Da, și pe urmă de apartament. E unul dintre cele mai populare sporturi. E popular, e accesibil, echipamentul e destul de ieftin. Unde suntem deficitari la mentalitate și la cunoașterea regulilor de joc, pentru că jocul de table ca sport e ceva mai complicat decât jocul de care se joacă prin parcurile noastre. Și care doar seamănă cu jocul care de table, da? Nu, au fost baza pentru crearea sportului ca de table.
competiția asta văd că a ajuns la a doua ediție, mă bucură, sper să ne întâlnim și la anul. Ne-am văzut și anul trecut și aici în platoul lui TV cu ocazia primei ediții, atunci când îmi spuneați într-o intervenție radiofonică ieri despre faptul că au fost vreo 240 de participanți și încă și mai mulți susținători. Care acum în parc, de fapt ieri, m-am întâlnit cu primii trei clasați și zicea, uite, domnule, ăsta ne-a dat bani anul trecut. Pentru că și anul, trecut și anul acesta ați venit și cu premii oferite de sponsor. Da. Înțeleg că premiile sunt în valoare de 700 de euro, 400 locul 1, 200 locul 2 și 100 locul 3. Dincolo însă de premiile astea, care sunt consistente de altfel pentru o competiție locală până la urmă, chiar dacă... Dincolo, de praful ăsta? Dincolo de premii, așadar, e foarte important că oamenii petrec într-un mod agreabil sfârșitul de săptămână și unii au chiar ocazia să descopere că sunt mai talentați decât credeau și poate să fie și remarcați de către cineva, sigur, nu? Sigur. Tot mai vorbeam înainte de emisie de valoarea fotbaliștilor noștri, de importurile de jucători, de... Ei, aici nu există importuri de jucători. Aici toți sunt neoși și românul e făcut pentru jocul de tablă. Are spirit de inițiativă, are fantezie, are imaginație. De multe ori ți se întâmplă, când joci mai mult, să prevezi un zar. Știi, spune unul, îmi vine 6-4, 6-4 îi vine. Fără să facă vreo șmecherie sau ceva, că se joacă cinstit și corect, nu există. La jocul de table, momentul în care n-ai fost corect, nici în intenție, nu ți se acceptă, ești eliminat pe viață. Nu mai participi, ești trecut pe lista neagră și nu mai participi la niciun concurs. Oricine. Așadar, regulile sunt foarte drastice. Și în ce privește pe jucători și în ce privește pe arbitrii și... Da, fără discuție. Nu se discută, nu-s comentarii. Trebuie să fii corect, trebuie să fii cinstit, trebuie să-ți respecti adversarul. Altfel nu se poate. Într-adevăr, jucătorul este în centrul atenției. De exemplu, la Monte Carlo, unde am arbitrat, acolo unde are loc un campionat mondial, campionatul, da? Mondial cea anual. Mai importantă competiție anual, de, da, de tablă. Competiție mare de tot. Cu premii pe măsură și cu participanții. 1.200.000 de euro, vă dați seama. Ești un serios pe toată viața. Ori ai făcut o greșeală, te-ai eliminat, nu sunt comentarii, nu discuții, nu mai... N-ai voie să greșești. Nici să intenționezi măcar să greșești, să dai dovadă că ai o intenție de a specula, de a fura, de a nu fi corect. Haideți să ne întoarcem totuși de la Monte Carlo, de la campionatul mondial, e la competiția aceasta de la Ploiești, sigur, da. Că da. Ieri ați avut și o partidă demonstrativă pe care ați organizat-o în centrul Ploieștiului. Coban de la Petrolul, Ovidiu Hoban, a jucat cu Neatiti Prosop, prietenul meu. Îmi mărturisați și... că l-ați văzut cumva deprimat așa pe Ovidiu, marcat, după marcat de... Era trist, pe cuvânt, era trist. Marcat de eșecul din meciul, da, de fotbal. Am și evitat să mai discutăm despre fotbal ceva, nu, am discutat numai despre tablă. Și asta spuneați că s-a văzut și în jocul lui. În consecință a pierdut partida pe care a jucat-o cu Titi Tudor. Da, te marchează, te mai o stare din asta, te scoate din mână, din... joci pe dos. Nu joci normal, nu vezi mutarea cea care... Care sunt calitățile de care are nevoie un jucător de tablă? Că a venit vorba de calm, de care trebuie să dai dovadă, de faptul că trebuie să... Trebuie să fii calm în primul rând, trebuie să ai răbdare, trebuie să consulți fișa de joc în permanență, în funcție joci, în funcție de scor, pentru că, să vă spun, poate e curios că și la șah, la tablă se poate juca agresiv, se poate juca în apărare, important este jocul de mijloc, trebuie să ai o dispoziție bună pentru a juca, chiar să vrei, să-ți dorești să joci, trebuie să știi să te detașezi puțin de tabla de joc, oarecum așa să o privești mai de departe, să nu te implici emoțional prea mult. Așadar, nu e un joc de noroc, să spunem clar lucrurile astea, deci contează foarte mult atitudinea și pregătirea jucătorului. Dom'le, sunt 6x4, 24 de căsuțe, da? Pe care trebuie să le acoperi cu cele 15 puluri pe care le ai la dispoziție, jucând zarul pe care l-ai. Românii joacă, trebuie să-mi vină zarul ăsta. Dacă nu-i vine zarul ăsta, de care are el nevoie la un moment dat, n-are noroc sau are ghinion. În loc să caute alternative, nu? În loc să aibă strategii. Asta înseamnă că nu joacă în perspectivă absolut deloc. El joacă mutarea respectivă, atâta tot. Ori jocul, fiecare mutare, fiecare zar pe care îl arunci, jocul începe parcă de la zero de fiecare dată. Și trebuie să acoperi cât mai bine cele 24 de jocuri, teritoriul, câmpul de joc, cu cele 15 puluri.
Cu cât înaintezi, jocul se cheamă backgammon, în expresie engleză, se cheamă backgammon, adică joc înapoi. Adică ce lași în urma ta după ce ai efectuat mutarea. Pentru că adversarul pleacă de la poziția pe care ai lăsat-o tu. Deci un dus întors la care trebuie să fii foarte atent și mai ales trebuie să-ți pregătești terenul. Din ceea ce îmi spuneți, seamănă foarte mult cu un joc al minții, tabele. Dar a fost recunoscut oficial ca joc al minții și asta nu de dragul meu. S-a constatat la nivel mondial. Chiar și dumneavoastră sunteți și jucător și arbitru și de șah, nu doar de tablă, adică aveți expertiză și în acest domeniu. Da, jucam finala pe țară la șahul prin corespondență. Cu toate astea, vă place parcă mai mult să jucați tablă sau să vă ocupați de organizare, că și asta e foarte important și asta e o artă, să-i organizezi pe jucătorii de tablă. Cum s-a născut Federația Română de Tablă? Când și cum? E o poveste. Eu am făcut ciclism de performanță. Chiar cunosc pe Nadolete, pe toți ciclistii ploieșteni, bun, unul și unul. Și m-am dus într-o zi la Federația Română de Ciclism și le-am propus să efectuăm un tur la României similar turului Franței. Turul Franței este cea mai mare manifestare turistică a lumii. Când se dispută Turul Franței, acoperă orice altă eveniment. Nu se mai dispută nimic. Sub Turul Franței nu mai poți să faci nimic. Când nu se mai dă nimeni atenție. Toată lumea e concentrată pe ceea ce se întâmplă acolo. Da. Și mi s-au pus niște condiții inacceptabile și întâmplător era o revistă, un ziar, nu știu ce, era pe masă. La campionatul european de table, nu știu ce, backgammon, nu știu cum, da? Zic, bine, lasă că-mi facă propria federație. Și am luat ziarul ăla și am plecat la campionatul european. Singur. Și încet au venit performanțele, au venit încet jucătorii care s-au afiliat și înțeleg că astăzi aveți peste 2000 de jucători legitimați, da, care sunt afiliați Federației Române. Avem un campion mondial, 4 campioni europeni și ceea ce mă bucură pe mine este că luând jucători de table, i-am crescut încet, i-am învățat regulile de backgammon și acum se poate disputa un turneu de backgammon oricând. Backgammon fiind jocul de table cu cubul de dublaj, care mărește miza, dublează miza cu un la de câte ori întorci cubul. Și acolo limitează foarte mult influența azarului, cea de care vorbeați dumneavoastră, de șansă, de noroc, de nu știu cum, pentru că la table am văzut o partidă în care unul avea două puluri pe drum, celălalt a început să scoate și ăsta mi-a dat vreo 4-5 duble și a scos, l-a lăsat pe celălalt cu un pul pe tablă și a câștigat linia. La backgammon nu se întâmplă treaba asta. Pentru că la backgammon ți-a pus cubul pe 2, s-a dublat miza, în loc de o linie riști două linii și în loc de un marț de două linii riști 4 linii. Și atunci trebuie să te gândești de două ori, mă, dacă mai continui sau cubul. Ori la backgammon se și poate ceda linia înainte de a se termina ea. O să vă rog să ne spuneți mai multe despre competiția de la Ploiești, care se desfășoară în weekendul acesta, astăzi și mâine, despre cei care participă, ce taxe trebuie să achite, dacă achită, despre premii am aflat că sunt consistente și de asemenea despre calendarul competițional al Federației Române de Table, pentru că nu e un caz izolat ceea ce se întâmplă la Ploiești. Mergeți prin toată țara și organizați asemenea competiții. Ca un corolar așa, aș vrea să vă spun că intenționăm să efectuăm o tentativă de record Guinness Book. Am depus toate diligențele necesare la Londra. Avem deja numărul de înregistrare, trebuie să plătim taxa și să desfășurăm acest record. Recordul actual e de vreo 54 de partide, ceea ce a însemnat vreo 7 ore de joc. Iar eu la Bacău, când era primarul cunoscut, mare fotbalist, am jucat 3 zile și 3 nopți fără oprire. Adică bătem recordul ăla, ne jucăm. Dacă vreți să-l bătem în fiecare zi. Și cred că contează. S-ar putea să efectuăm turneul, tentativa asta chiar în București la
universitate sau eu știu dacă vreo primărie ne oferă condiții mai bune, vom accepta și în afara Bucureștiului, că nu e numai el locul ideal. Dar continuăm acțiunea asta de a schimba mentalitatea jucătorilor. E foarte important, credeți-mă. Și cu ce mă pot lăuda e faptul că acolo unde am găsit un director de școală înțelegător și un profesor de sport, actia după sport, cu adevărat, am făcut concursuri de table pentru copii. Am cumpărat din banii mei un suc, o prăjitură, ceva, le-am făcut, le-am dat premii și am o satisfacție enormă când îi văd. Chiar în sectorul 3 am făcut un concurs în... a murit de curând cascadorul Sobicech. Deci chiar în sala în care cu Sobi am vorbit, am fost colegi la Teatrul Național, eu economist, el actor, și am făcut un concurs chiar în sala lui. A zis că era fericit că fac treaba asta, că a zis, doamne, asta le destupă mintea la ei mei. Și să vedeți ce chivote, ce bucurie, că dădeau un sar bun, când câștigau o linie, cu o plăcere nebună, credeți-mă. Sunt și mulți spectatori la partidele acestea de table și spectatori cunoscători, mărturisați. La Ploiești există un public avizat. Sunt foarte bun. Acum m-am întâlnit cu primii 3 clasați de anul trecut, absolut întâmplător. Și zicea, uite-l bă pe ăla care ne-a dat banii anul trecut. Au fost simpatici, mi-a făcut plăcere să-i reîntâlnesc. Vin și ei mâine și cel care a pierdut finala era supărat și acum. A venit la mine și îmi povestea, băi, ții minte că a dat 4-4 ăla, dar am pierdut de partid. Tot Zanul era de vină, apropo da, de mentalitatea jucătorilor. Da, adversarul lui a dat un 4-4, m-a dat și afară, a făcut și poartă în casă, nu mai m-a terminat. Ține minte și acum. Are însă ocazia în weekendul acesta să-și ia revanșa. Da, categoric. Acum să știți că, spre deosebire de șah, unde dacă joci cu un campion mondial, nu ai nicio șansă, oricât de bun ai fi. Dacă nu studiezi la șah, studiezi mult și joci puțin. La table invers, oricând poți să bați un campion mondial. Poate și datorită aspectul ăsta, că un 12-15% din joc, să zicem că are importanță zarul. Eu nu zic hazard. Are importanță zarul, dar important e și cum îl joci. Deci cu un... Că poți să ai un zar bun și să nu știi ce să faci poți cu... Să, și să-l greșești, poți să-l strici. Sunt atâția care... Și mai spun ceva, că la orice zar există minimum 3 variante de joc, în care trebuie să alegi varianta optimă întotdeauna. Și oricând vă pun tabla pe masă și vă demonstrez că una din cele 3 este bună. Și aici intervine experiența, intervin orele de studiu, orele de pregătire? Orele de studiu, sigur. E antrenament, ca la orice, te scoți din mână. Și la fotbal te scoate din mână. Un rezultat prost, ori te introduce în formă, ori te poate scoate din formă. Există țări cu tradiție în jocul de table? La nivel mondial există un lider sau câteva țări care dau de obicei campionul mondial? Sau nu se poate vorbi despre așa ceva? Că la șah există școala rusească, școala americană, să spunem. Americanii nu prea au școală, nu știu, eu sunt un adept al lui Robert Fischer și acum mai scot tabla de șah și mai pun câte o partidă de-a lui pe tablă, sunt nestemate pe cuvântul meu. Nu-ți vine să crezi că un om poate să gândească așa ceva, să poată să prevadă cu 7-8 mutări înainte, se spune că la șah dacă prevezi cu 3 mutări ești mare jucător, dar să prevezi cu 7-8. A fost cu siguranță un fenomen. Nu, nie. Să te duci la Reykjavik după 2, să-i dai lor la 2 puncte, să pleci de la 2-0, să-l bagi măr. Și cine? Nu vreun papolapte vreun. Nu, n-a avut egal și nici nu cred că să poate Morfi să-l fi predecesor, eu știu să fie la nivelul lui, dar bine, atunci se juca al șah. E greu de comparat. În materie de table însă, există țări cu tradiție? În materie de table, o să vă mirați, gruzinii sunt foarte buni. Foarte buni. Azerii sunt foarte buni. Excepțional. Jucători de excepție.
Dar ceea ce încercăm noi acum, vrem să introducem... Tablele sunt un joc eminamente individual. Și vrem să introducem jocul pe echipe. Poate chiar duminică acum vrem să facem un meci între echipele PDL și PDSR. De ce nu? Nu să-i facem politică. Pe cei de la putere și pe cei din opoziție să lupte în mod sportiv, în mod corect, civilizat. Nu suntem cetățenii aceleași țări, avem același interes să trăim mai bine, să ne respectăm. Nu facem absolut nimic împotriva legii. De fapt, obiectivul tuturor partidelor e același, să trăim mai bine, nu? Numai modalitatea de a ne atinge obiectivul diferă. Și atunci, de ce n-a jucat table? E cel mai nevinovat joc posibil și e un demn spre normalitate. Eu nu vă spun cinstit. Am o vârstă, am o experiență. M-am săturat de înjurături, de... Eu nu știu să înjur, în primul rând. Și nu suport treaba asta, mă deranjează. Și nu suport violența, în general. Fie verbală, fizică sau sub ce formă doriți de asta. Dar de ce nu ne-am respectat? De ce nu ne-am strânge mâna înainte de joc? De ce nu ne-am strânge mâna după joc? Chit că am pierdut. Las că mi-au revanșa data viitoare. Și de fiecare dată, chiar și din eșec, înveți câte ceva. E și o lecție... câte ceva. Și dacă doriți, vă dăm exclusivitate să transmiteți meci. E foarte interesantă propunerea o dumneavoastră. Discută. Eu vă mulțumesc de cei care vor dori să asiste poate la această partidă și la toată competiția. Cu cea mai mare așteptați plăcere. Astăzi și mâine da, în parcul de la Halele Centrale. Da? Da? Acolo pentru a asista sau chiar a participa. Înțeleg că există o taxă de participare, de fapt de legitimare. E o taxă de 20 de lei de legitimare. Băieții știu deja cei care au fost sau obișnuit cu ea. Eu cred că numărul de participanți va fi mai mare decât anul trecut pentru că sunt sigur că de anul trecut s-a tot vorbit de competiția asta în rândul amatorilor de tablă. Ca dovadă că m-au recunoscut astăzi. Și uite, ăsta e la care ne-a dat bani. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc toate cele bune și vă aștept și în alte ocazii. Și la noi și mai ales la Ploiești cu competiții deci, pentru iubitorii de tablă. Deci cu serios. Să fie convinși. Mulțumesc mult de tot încă o dată. Toate cele bune și dumneavoastră, dragi telespectatori, până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune.